Bună și bine v-am regăsit, bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde povestim și astăzi despre parfumuri ca de obicei. Parfumurile despre care povestim astăzi sunt niște parfumuri populare. Avem și o lansare recentă despre care să povestim și delicioasă, vă asigur, delicioasă. Și eram foarte curioasă să testez absolut orice de la Initio, dar mai ales Mask Therapy, un parfum pe care majoritatea fetelor de afară îl au în colecție și voiam neapărat să testez acest parfum. În primul rând, este un parfum clean, este un parfum curat, cremos, milky, lăptos, bine făcut, de calitate, bine amestecat acolo, totul e neted, totul e pus unde trebuie, este minunat din toate punctele de vedere și asta apreciez la acest parfum, la Mask Therapy de la Initio. Calitatea în primul rând, aroma în sine, nu este ceva nemai întâlnit, l-am și pe mână, l-am și purtat, îmi place mult. Aroma în sine nu este ceva nemai întâlnit, doar că, v-am zis, aromă plus calitate și finețe, pot să zic că nu am mai întâlnit. Este un parfum moscat. Îmi place că nu este un mosc greu, nu este un mosc animalic. Din potrivă, este un moscat luminos, proaspăt. Un parfum care poate fi semnătură perfect. Pentru a fi un parfum semnătură, perfect unisex, fix acolo la mijloc este, îl văd purtat de către oricine. Oricine, oriunde, dar cum să fie semnătură un parfum de peste 1000 de lei? Adică, nu, prețul mă reține, să spun asta. Și chiar dacă îmi place atât de mult acest parfum, prețul mă reține. Nu mi se pare că, nu mi se pare că își merită banii, își merită banii cu siguranță, doar că eu am limitele mele și vă povestesc în general despre experiența mea cu parfumurile și cum le văd eu și cum mă raportez eu la ele. Da, este o aromă foarte faină, este un parfum foarte frumos, dar nu aș da pe el peste 10 milioane, în niciun caz. Haideți să vorbim puțin despre note și vă mai povestesc așa despre cum miroase el și cum se dezvoltă el. E frumos parfumul, ce să zic, toate parfumurile de astăzi sunt frumoase. Dar o să vă povestesc cum mă raportez eu la aceste arome, dar și la prețurile pe care le au. Mosc alb, mosc, coacăze negre, bergamot, mandarină, magnolie, lemn de santal alb și hedione. Și avem ca și acorduri, de fapt asta voiam să vă zic, de fapt, acordurile pe fragrantica de jos în sus. Le citim: aromatic, fresh, spicy, verde, lemnos, pudrat, fructat, floral, moscat, citric. Ca să fie totul mai simplu, eliminați toată partea aceea aromatică, pentru că moscul este prezent de la început, deci nu o să simțiți o aromă din asta ierboasă sau ceva. Apoi avem lemnos, da, este lemnul acesta de santal cremos. Fructat, floral, aș putea să zic că sunt aceste citrice care echilibrează moscul acesta și îl face să fie proaspăt, cremos, de la lemnul de santal. Avem și hedione care ar trebui să fie ceva ca și iasomia într-un fel. Nu este un parfum verde, este un parfum moscat, curat, cremos. Și cu nuanțele acestea citrice, florale, dar în evidență iese moscul. Un mosc curat, după cum vă spuneam, îmi place că nu este greoi, nu se dezvoltă ciudat, nu este animalic, nu este deranjant. Denumirea îi se potrivește perfect, chiar este un parfum relaxant, este așa ca o cremă de corp scumpă.
e genul acela de parfum pe care dacă îl porți când mergi la somn, o să dormi foarte bine. Dar din nou, cum să porți când mergi la somn un parfum de 1000 de lei? Noi vedem foarte mult afară, la fete, parfumurile acestea. V-am zis că majoritatea fetelor au mask therapy în colecție, dar cred că, nu știu, hai să zic 1200-1300 de lei e mult, e mult. Și eu sincer nu aș da atât pe acest parfum, poate mi-aș cumpăra la un moment dat o parțială. Mi-ar plăcea să am acest parfum în colecție, acum nu pot să zic că nu-mi place parfumul doar pentru că nu aș da eu atâta pe el, nu. Este un parfum foarte frumos, de care m-aș bucura să-l am în colecție, doar că nu sunt dispusă să dau acești bani pe el. Și vă spun și de ce. Apreciez calitatea, după cum vă spuneam, dar aroma nu este unică și dacă aș vrea să dau peste 1000 de lei pe un parfum, aș da, dar nu pe acesta. Aș da. Aș da pe un parfum mai gălăgios, ca să zic așa. Nu aș da pe un parfum clean. Nu știu, aș merge pe Delina, aș merge pe Oriana. Am Oriana în colecție, dar mă refer aici la o sticlă mare, dar nu pe un parfum clean. Nu se știe niciodată. Poate la un moment dat o să am acest parfum în colecție. Cu siguranță va fi o parțială. Nu o să-mi iau parfumul întreg. V-am zis, pentru mine aroma nu este unică, nu este ceva nou, dar da, uite, de exemplu, când l-am testat prima dată, m-a dus cu gândul la Mont Blanc Signature. Doar că acela este mai in your face, nu este atât de... finețea poate face totul, poate face totul. De asta... Asta are mask therapy. Finețe, calitate, echilibru. E foarte frumos. E foarte frumos. Dacă aș fi luat acest parfum blind, pentru că eram convinsă că acest parfum o să mă dea pe spate, dar nu m-a dat pe spate, nu. Îmi place, dar nu m-a dat pe spate. Cred că eram un pic dezamăgită, nici nu știu ce m-aș fi așteptat să fie, adică totuși toată lumea spune că este un parfum moscat, clean, relaxant, adică... Dar eram convinsă că dacă îl cumpăr blind este minunat, este parfumul perfect, este... De asta vă și spun, testați parfumurile, pentru că se întâmplă destul de des să... De fapt îți creezi așteptări fără să vrei chiar și poți fi dezamăgit. Nu. Nu l-aș cumpăra în momentul acesta, dacă l-aș avea în colecție, da, l-aș purta, dar nu aș fi dispusă să dau peste 1000 de lei pe el. Mask therapy de la Iniciu, e frumos, e frumos, dar am și eu limitele mele și v-am zis, aș da pe un parfum mai gălăgios, mai țipător, mai vibrant, mai fructat, mai, dar nu pe un parfum clean, nu. Aici ține și de preferințe, deci nu vă luați după mine. Da, dacă vreți un parfum clean, scump, frumos, echilibrat și minunat, Iniciu Mask Therapy. Dacă vreți un muscat perfect, acesta este. Da. Cam atât despre Mask Therapy, trecem mai departe. Nu ne îndepărtăm prea mult pentru că vorbim tot despre un parfum de la Iniciu și de această dată vorbim despre Paragon. Să știți că atunci când am testat parfumul acesta, am zis wow, wow. A fost ceva nou pentru mine față de Mask Therapy, care nu a fost atât de nou. Și l-am testat întâi pe Mask Therapy, apoi a venit și acesta la mine. Este un parfum foarte frumos. Îl pun în aceeași categorie cu Mask Therapy pentru că și acesta este... Tot un parfum calmant, liniștitor, cozy, tot așa un parfum cremoso-lăptos, dar are nuanțe aromatice acesta, chiar are niște nuanțe aromatice foarte plăcute și un lemn de Palo Santo foarte frumos. Haideți să vorbim despre note, dar întâi o să-l pulverizez și pe el. Îl am pe mine pe acesta, îl am purtat. Îmi place foarte, foarte mult și am înțeles că este și o clonă foarte bună după acesta,
Se numește Vintage Radio de la Latafa, dacă nu mă înșel. Cred că o să-mi iau, cred că o să-mi iau pe acela. Pentru că, din nou, nu sunt dispusă să dau nici pe acesta peste 1000 de lei. Da, depășește limitele mele și nu aș da, dar este un parfum minunat, minunat. Deja se simte, deja se simte. Pot să zic că dacă un bărbat m-ar întreba acum ce îi recomand dintre Mask Therapy și Paragon, i-aș recomanda Paragon, pentru că este ceva mai lemnos. Mi se pare că este mai potrivit pentru un bărbat decât Mask Therapy. Sunt unisex amândouă. Eu vă spun că pe mine m-a impresionat mai tare Paragon și izul acesta aromatic, lemnos, se dezvoltă foarte frumos. Și în uscare este frumos, este plăcut, este de calitate, este fin, este bine făcut, este neted. Asta îmi place la aceste parfumuri. Avem lavandă, salvie și bergamot în deschidere. Nu este lavanda aceea, nu. Nu este lavanda aceea care iese în evidență, nu este o lavandă grea, este o combinație de nuanțe așa aromatice, fine, adică nu iese în evidență lavanda sau salvia, este o combinație aerisită, ușoară, nu este nimic greu. În mijloc avem prune, lemn sfânt, Palo Santo și piper negru. Nu mi se pare un parfum în care piperul negru să iasă în evidență și să deranjeze. Știți că în unele parfumuri pe mine mă deranjează piperul negru. Ei bine, aici nu. Mai și are o aromă atât de plăcută, atât de plăcută, atât de cremoasă. Este un lemn atât de cremos. Foarte frumos este. Eu nu știu cum ar trebui să fie lemnul acesta sfânt. Cum ar trebui să fie, nu scrie aici. În fine, și acesta, chiar dacă este mai aromatic, mai lemnos, are o bază de lemn de santal și ud, ud, are ud. Nu este un parfum greu. Îl pun tot în categoria asta de parfumuri care te relaxează, care îți dau o stare bună, care terapie ca și mask therapy. Este foarte frumos parfumul, este foarte interesant, este foarte fin, deși pot să te sperii aceste note și avem ca și acorduri de jos. În sus, ud, cald condimentat, dulce, ierbos, citrice, lavandă, proaspăt condimentat, fructat, aromatic și lemnos. Să știți că eu m-am uitat la notele lui, m-am uitat peste acorduri înainte să testez acest parfum și m-a speriat puțin. Adică, cu siguranță m-aș fi îndreptat blind către Mask Therapy. Dar acesta este un parfum aromatic, lemnos, are și el acea aromă de curat, de lemnos, dar fin. Miroase foarte bine. Miroase foarte bine Paragon. Deși pot să zic că îl văd foarte potrivit pentru un bărbat, chiar îl văd foarte potrivit, mi-ar plăcea să-l port pentru că este minunat parfumul acesta și da, aceasta este o aromă nouă pentru mine. Îmi place foarte mult, cred că o să iau clona de la Latafa, mai știu că mai este una, dar nu știu cum se numește, au mai scos un parfum. Am înțeles că acela ar fi ceva mai fructat. Da, e frumos, e frumos parfumul acesta și poate o să iau clona și o să vă povestesc despre original și despre clonă. E cremos, e lemnos, o cremos, curat, aromat, aromatic, un pic fructat, un pic dulce. Foarte frumos este și acest paragon. Foarte frumos. O să păstrez această mostră pentru că am de gând să cumpăr clona, să vedem dacă seamănă cu acesta. Din nou vă spun, nu aș da banii pe el. Nici măcar o parțială nu aș cumpăra momentan. Nu este
ceva ce vreau neapărat în colecție, dar îmi place. Îmi place parfumul, este frumos din toate punctele de vedere. Haideți să trecem mai departe la un parfum delicios. Vă spuneam eu la început că vorbim astăzi despre o lansare recentă și despre un parfum delicios care miroase ca o înghețată servită pe străzile din Italia. Da. Este vorba despre Amore Café. Amore Café. Sună foarte bine. Are o denumire foarte frumoasă, îi se potrivește perfect și este parfumul acesta cu înghețată și cafea. E minunat. E minunat. Are ca și note în deschidere cafea și amaretto, în mijloc avem înghețată și vanilie, Doamne, ce bine miroase, și în bază avem zahăr brun, vanilie și ambergris. Hai să vedem. Deci, am zis, și la acest parfum am zis, wow, m-a dat pe spate, îmi place foarte mult, l-am purtat, este o bombă dulce, o bombă dulce pentru iubitorii de gurmande, pentru iubitorii de parfumuri dulci. Merită un loc în colecție cu siguranță, cu siguranță. Prețul este acceptabil, cu siguranță o să fie și mai bun. Acum este nou, este mai scump, este mai greu de găsit. Poate o să fie și un preț mai bun la acesta. Deci, deschiderea este wow. Wow, wow, wow. Deschiderea este de cafea cu înghețată, cremoasă, cu zahăr brun, dulce, și apoi apare aroma de cafea proaspăt râșnită, dar tot îmbrăcat așa în vanilie. Tot este foarte dulce, zaharicioasă. Dacă vă place cafeaua dulce, cafeaua cu lapte, cafeaua cu frișcă, cafeaua cu vanilie, cu înghețată, cu de toate, acest parfum o să vă placă cu siguranță. Acum, cum îl simt eu acum, este o cafea proaspăt râșnită cu mult zahăr și vanilie. Și cumva, în momentul acesta mă duce cu gândul la Coffee Addict de la Calotinis. Are izul acela de cafea de acolo. Deci seamănă cu acela, doar că Amore Café este mai cremos. Este mai aspru cel de la Calotinis, este mai aspru. Acesta este cremos de la început până la sfârșit, este dulce. Deschiderea la Coffee Addict este mai aspră, clar. Cafeaua este mai aspră, nu este îmbrăcată în înghețate și chestii delicioase cum este acest Amore Café. În momentul acesta pot să spun că Amore Café este exact parfumul perfect cu cafea. Cei care caută o cafea mai uscată, o cafea care nu este atât de îndulcită, care nu este atât de plină de frișcă, de dulcețuri, de zahăr și de așa mai, și așa mai departe, nu știu, dacă nu vă plac parfumurile dulci, dar vă place cafeaua, cu siguranță trebuie să mergeți într-o altă direcție. Dacă vă plac parfumurile gurmande, acesta este minunat. Este minunat. Este mai frumos decât cel de la Calotinis, pot să spun asta, pentru că mie îmi place foarte mult la parfumul de la Calotinis, la Coffee Addict, uscarea. În uscare acela se îndulcește, se simte cam cum se simte acesta acum, după ce s-a dezvoltat puțin. Este mai simplu cel de la Calotinis, pe când acesta este îmbrăcat în vanilie, în zahăr și în înghețată. Și eu înghețata o simt în deschidere. Acum simt deja o cafea pe care deja ai amestecat-o. În deschidere se simte înghețata pe care o pui în cafea, cu mirosul acela de cafea, cremos, simt un parfum dulce, apoi apare cafeaua cu zahăr brun, cu vanilie, tot așa dulce, dar în deschidere se simte aroma aceea de înghețată și apoi apare cafeaua asta proaspăt râșnită.
Este un parfum dulce. Mi se pare că acum seamănă mai mult cu ce înseamnă Coffee Addict în uscare. Și acela îmi place foarte mult, dar nu îmi place la fel de mult de la început până la sfârșit, pe când acesta este frumos în toate etapele lui de dezvoltare. Este dulce, îmi place, e puternic, e intens, e persistent, e minunat, da? Dacă nu l-aș avea pe Coffee Addict în colecție, l-aș lua pe acesta, sincer, acum că l-am și pe Coffee Addict, mă mai gândesc un pic, cred că l-aș înlocui, ca să zic sincer, l-aș înlocui cu Amore Cafe, pentru că nu sunt atât de înnebunită după cafea în parfumuri, încât să vreau multe parfumuri cu cafea, unul și bun îmi ajunge. Amore Cafe mi se pare parfumul perfect pentru mine, parfumul cu cafea perfect pentru mine, în care chiar este în evidență cafeaua. Este în evidență cafeaua, v-am zis, este un parfum în care deschiderea este superbă, este chiar mirosul acela de înghețată și cafea, apoi se așează el așa într-o cafea râșnită, dar îmbrăcată în zahăr, vanilie, înghețată, o combinație așa foarte interesantă, este dulce, este zaharicios, este gurmand și este perfect, din punctul meu de vedere. Foarte frumos, foarte frumos. Bravo, Mansera, ne place. Ne place, ne place. Următorul parfum este din nou unul foarte, foarte iubit, un parfum popular și cred că are cea mai frumoasă prezentare din univers. Că l-aș cumpăra măcar pentru prezentarea pe care o are. Este vorba despre Floraicu, Doamne și ce denumire are, ce îmi place cum sună. One Umbrella for Two, deci parfumul acesta este frumos din toate punctele de vedere. Foarte frumos din toate punctele de vedere. Are cea mai frumoasă prezentare, dacă ați văzut voi sticla aceea. Are un capac lung, parfumul vine la cutie cu sticla, cu încă un capac, cu capacul acela lung, care de fapt este un parfum de poșetă, unde pui fiola, pui capacul și îl iei în poșetă sau poți să-l folosești ca și capac pentru sticla mare. Deci e așa ceva, așa ceva. Parfumul, când l-am mirosit prima dată, pentru că eu trebuie să vă povestesc cum a fost prima pulverizare, am zis, wow, wow, ceva nou, nu am mai mirosit niciodată așa deschidere minunată și One Umbrella are cea mai frumoasă deschidere care mi-ar plăcea să țină mai mult, pentru că parfumul acesta impresionează prin acea deschidere unică, prin prezentarea pe care o are, sticla minunată. Dar există un dar. Dar. Haideți să-l pulverizăm. O să-l port. O să-l port până îl consum pe acesta. Vai, 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 vai. Vai. Se simte un ceai. Un ceai cum nu am mai întâlnit niciodată într-un alt parfum. O aromă. Un miros, se simte un iz aromatic așa de frumos, cum din nou nu am mai întâlnit niciodată. Cumva aroma asta este așa de densă. Când l-am mirosit prima dată, am zis că simt alune prăjite. Dar, mirosindu-l mai mult, mi-am dat seama că este o aromă de ceai altfel. Trebuie să testați acest parfum. Măcar să îl descoperiți, chiar dacă nu cumpărați o sticlă full size, este scump, dar faceți rost de o mostră și dacă sunteți iubitoare de parfumuri, trebuie să simțiți aroma asta. Avem ca și note coacăze negre și ciclamă, în mijloc avem ceai și orez și în bază avem cedru și mosc. Bineînțeles că nu este tot ce
ce simțim în acest parfum, pentru că nu ne spun ei totul, totul, toate secretele lor. Dar cred că deschiderea este așa, o combinație de fructe, ceai și orez. Cam asta. Dar cumva te duce cu gândul la niște alune de pământ, nu știu. Alune prăjite. E minunat. Nu pot să vă descriu această deschidere în cuvinte sub nicio formă. Doar vă recomand, dacă aveți ocazia, testați parfumul ăsta ca să simțiți altceva. Îmi place foarte mult, foarte, foarte mult. Ei, acum vine și acest dar, în uscare nu mă impresionează. Nu mă impresionează. Uite, de exemplu, deschiderea asta ține câteva minute, apoi apare o aromă pe care, din nou, nu pot să o descriu, doar că m-a dus cu gândul la uscarea din Haptic, la izul acela lemnos, cremos, așa. Da. Testați parfumul acesta, care zic eu că o să vă dea un pic de gândit, o să vă dea pe spate, o să simțiți ceva ce nu ați mai întâlnit, sau dacă ați testat parfumul ăsta și deschiderea asta ați regăsit-o și în alte parfumuri, spuneți-mi și mie. Spuneți-mi și mie că aș mai testa și altceva. Parfumul ăsta mă duce cu gândul la vacanță, la plantații de orez, la terasele acelea de orez din Indonezia. Eu urmăresc destule vloguri și, nu știu, verdele acelea. Mă duce cu gândul la verdele acela foarte vibrant. Foarte vibrant. Chiar este un parfum deosebit pe care v-aș recomanda să îl testați. Să nu cumva să-l cumpărați blind. Nu, nu, nu. Testați-l. Trecem mai departe la un parfum tot dulce și delicios. Este vorba despre un parfum de la Parfumum Roma. Este primul parfum pe care îl testez de la această casă. Delicios și el de altfel. Foarte frumos parfumul acesta. Foarte frumos. Potrivit pentru perioada rece, aș spune eu, dar eu l-am purtat acum, adică a fost destul de cald afară și nu m-am sufocat, dar eu nu mă sufoc de obicei. Și avem așa ca și note: migdale, heliotrop, nucă de cocos și boabe tonka. Nu m-aș fi gândit că miroase așa sub nicio formă, deci nu. Notele nu spun mare lucru despre acest parfum, zic eu, sau pentru mine. Și ca și acorduri avem așa: ambrat, lactonic, floral, pudrat, fructat, acorduri de cocos, nuci, dulce, vanilie, migdale. Mai. Deschiderea acestui parfum miroase a miere, mă duce cu gândul la o combinație dintre miere, migdale și zahăr, nu știu. Este ca o miere așa mai lipicioasă, de fapt mierea este lipicioasă, dar mă duce cu gândul la o lingură de miere pe care o iei de un borcan și curge așa pe toate părțile, la o fântână cu miere, fântâna din aceea de ciocolată, dar în loc de ciocolată pui miere și da. Deci este un parfum. Nu am detectat cocos până să vă citesc vouă notele, nici nu știam ce note are, doar că îl simt dulce, migdalat, mieros, un pic zaharicios și este un parfum care se dezvoltă foarte frumos, este un parfum pe care mi l-aș dori în colecție, care își merită banii, zic eu. E puternic, este intens, este dulce, vanilat, desigur. Fructat nu-l simt, nu-l simt fructat, nu pot să zic că îl simt lactonic sau floral, este pudrat, da, nu detectez cocosul, este un parfum dulce, migdalat, vanilat, foarte cremos, mieros, 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 da, nu știu, mă duce cu gândul la o miere delicioasă. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este unul care nu este popular. De fapt, nu prea am văzut eu să vorbească prea multă lume despre el.
Dar, din punctul meu de vedere, aici este invers. Ar trebui să se vorbească mai mult despre el și este vorba despre Oud Save the Queen de la Atkinson. Foarte frumos parfumul. Acesta este... ce deschidere plăcută are. Îl văd mai proaspăt, îl văd foarte potrivit în această perioadă. L-am purtat, se îndulcește, dar nu foarte mult. Are ca și note ceai, Earl Grey, cuișoare și bergamot în deschidere. În mijloc avem iasomie și floare de portocal. Iar în bază avem boabe tonka, ud și lemn de guaiac. Da, este un parfum aromatic, lemnos, floral, elegant, foarte elegant mi se pare parfumul acesta. Mai serios, aș putea să spun, nu are nimic deranjant, nu are nimic, nu știu, cuișoarele, ceaiul, nu e prea verde în deschidere, nu e prea citric, are și bergamot, nu este prea condimentat, mi se pare foarte bine echilibrat, foarte bine echilibrat și mi se pare că se dezvoltă foarte, foarte frumos. În uscare îl văd așa un pic mai uscat și din ce în ce se încălzește, devine din ce în ce mai lemnos, mai dulce. Foarte frumos este parfumul acesta și chiar are un preț foarte bun. Nu știu, dacă vă uitați pe Simple Store, cred că este 500 de lei. Depinde acum la ce oră vă uitați pe site-uri, pentru că ați văzut că pe unele site-uri acum este un parfum 300, după aia este 1000 de lei. Dar da, dacă aveți ocazia să testați parfumul acesta, vreți un parfum elegant, spicy, aromatic, lemnos și dulce, testați-l, îmi place mult de tot, îmi place mult de tot și chiar mi se pare potrivit și pentru primăvară, pentru toamnă, pentru perioada rece, cred că vara nu este cel mai potrivit, pentru că avem altele mai bune pentru vară, dar pe acesta îl văd potrivit oricând în afară de vară. Foarte frumos este parfumul, chiar mă mir că nu prea vorbește lumea despre el, pentru că merită atenția. Izul acesta lemnos, udul, nu este din acela deranjant, nu este din acela împuțit, să zic așa, mă scuzați. Este chiar o aromă lemnoasă plăcută, cald condimentat așa care... Se îndulcește, se face foarte frumos în uscare. Îmi place aroma. Chiar nu, n-am întâlnit nici aroma asta în parfumul sau combinația asta. Cred că merită să fie mai mult băgat în seamă. Pentru că nu este un parfum foarte, foarte scump, depinde de unde îl iei, dar este un parfum elegant, bine făcut, fin și foarte frumos. Și pe el îl văd tot așa unisex. Clar, un parfum unisex. Nu știu dacă este unisex, dar eu așa-l văd. Da, cam atât pentru astăzi. Vă aștept în comentarii cu lalele, floricele, inimioare, cu ce doriți voi sau cu comentarii în cazul în care aveți întrebări, în cazul în care vreți să-mi spuneți și voi despre parfumurile pe care le-ați... despre parfumurile acestea, dacă le-ați testat și ce părere aveți și voi despre ele, dacă sunteți sau nu sunteți de acord cu ce am spus eu, pentru că, na, interpretăm diferit parfumurile și eu accept și păreri diferite de ale mele. Vă mulțumesc pentru vizionare, alăturați-vă dacă doriți să susțineți acest canal, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă și, apropo, o să încep să postez clipuri suplimentare, promit. Aș vrea să fac niște clipuri drăguțe pentru cei ce s-au alăturat pentru membrii canalului și vă aștept și pe voi acolo și vă aștept și pe Instagram în cazul în care vreți să vedeți pozele pe care le fac, parfumurile pe care le port și cam atât. Ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!